Avem în dimineața aceasta o lecție care anticipează sărbătorile care au să vină. Astăzi studiem despre intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, oarecum surprinzător, cu o săptămână înainte de a se organiza această sărbătoare. Dar este un eveniment, zic eu, fericit, pentru că duminica viitoare o să avem și alte evenimente, probabil nu o să fie oră biblică, și numai bine se potrivește să studiem intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim astăzi. Textul îl avem din Evanghelia după Matei, capitolul 21, 11 versete. Aș vrea să citim lecția aceasta, 5 versete, o să rog să citească o soră, și apoi de la versetul 6 până la 11, un frate. Poftiți, vă rog. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea, deslegați și aduceți la mine. Dacă vă va zice cineva să fac, să spuneți că Domnul are trebuință de el și îndată îi va primete. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spune-ți, fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe mânz, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Da, de la versetul 6, poftiți. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și-au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își șterneau hainele pe drum, alții tăiau ranuri din copac și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Da, și versetul 10 și 11. Hai, frate Mircea. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Și vezi? Nu, atât. Mulțumesc. Intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim este un eveniment de o importanță deosebită, de aceea este relatat de toți cei patru evangheliști. Mai rar se întâmplă ca un eveniment din viața Domnului Iisus Hristos să fie relatat de absolut toți cei patru evangheliști. Mai găsim similitudini când vorbește Ioan, Marcu, Luca, cu mai multe detalii, dar Ioan făcea cumva o opinie separată, dacă vreți, sau avea o abordare diferită de ceilalți evangheliști. Iată că acest eveniment este precizat și de către evanghelistul Ioan. Fiecare dintre ei vine cu un aport de particularitate la evenimentul acesta. Sărbătoarea aceasta a intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim a fost începutul a ceea ce numim noi Săptămâna Patimilor. Cu acest eveniment se începe cea mai dramatică săptămână din istoria umanității. Domnul Iisus Hristos, la sfârșitul acestei săptămâni, avea să fie răstignit, avea să stea în mormânt și apoi să învieze. Și aceste evenimente, lucrurile care s-au petrecut în săptămâna aceasta, aveau să schimbe total istoria omenirii. Domnul Iisus se apropia venind din Ierihon înspre Ierusalim. Îmi place așa de mult să citesc cu un pic înainte. Când Domnul Iisus pleca din Ierihon, a fost un om
care a prins, ca să zic așa, ultima șansă, ultimul tren, să zic așa, spre veșnicie. Dacă vă aduceți aminte, la ieșirea din Ierihon, cuvântul ne spune că era un orb pe nume Bartimeu, fiul lui Timeu, care stătea și cerșea. Și când a auzit că vine Domnul Iisus Hristos, a început să strige: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Pomenirea fiului lui David o găsim și în ovațiile mulțimii care îl aclamau pe Domnul Iisus Hristos atunci când a intrat în Ierusalim. Iisus Hristos, intrarea lui în Ierusalim s-a produs ca o împlinire a prorociilor din Vechiul Testament. Dacă citim în prorocul Zaharia și în Isaia, vă găsim relatări cu lux de amănunte despre intrarea Domnului Iisus Hristos. Vedeți, în Zaharia îți spune acolo și despre măgar și despre măgăruș și absolut cum s-a întâmplat totul în cele mai mici detalii. Vă aduceți aminte că nu de mult vorbeam aici noi la ora biblică despre preocuparea lui Dumnezeu pentru detalii, pentru lucrurile mici, dar de importanță mare. Lecția de astăzi este structurată foarte frumos și așa noi o cunoaștem din copilărie, să zic așa, cum s-a întâmplat. Cuvântul ne spune că Domnul Iisus Hristos, când s-a apropiat de Betfage, a trimis doi ucenici în satul dinaintea lor să ducă măgarul și, cuvântul ne spune, o măgăriță, mânzul ei, cu acel mânz pe care n-a încălecat încă nimeni. Betfage era o localitate, un sătuc legat aproape de Betania. Aceste două localități, Betfage și Betania, erau foarte apropiate și de Ierusalim și una de alta. Și noi știm că în săptămâna aceasta a patimilor, Domnul Iisus Hristos mergea ziua în Ierusalim, dar seara se retrăgea pentru odihnă în Betania, în casa Mariei și Martei. Vedem aici în primele versete cum cadrul în care se desfășoară evenimentele, apropierea aceasta de Betfage, apoi cum îi trimite Domnul Iisus pe doi dintre ucenici, le spune cu lux de amănunte: vedeți că acolo, când intrați în localitate, imediat veți găsi un măgăruș legat. Ceilalți evangheliști ne dau și aici detalii, vezi că e legat de o poartă la cotitura drumului, așa că să nu poată fi nicio confuzie, nicio greșeală. Și spune, dacă cineva întreabă, spuneți, Domnul are trebuință. Popularitatea lui Iisus era deja așa de mare, încât atunci când se vorbea ceva despre Domnul Iisus Hristos, oamenii erau dispuși să se pună la dispoziție. Și apoi vedem procesiunea aceasta de intrare a Domnului Iisus Hristos. Cuvântul ne spune că împreună cu El erau ucenicii, erau o mulțime de oameni care îl urmau și din această mulțime o să vedem cam cine erau. Și în Ierusalim erau de asemenea o mare mulțime de oameni veniți acolo cu ocazia sărbătorii Paștelor. Era o sărbătoare cu pelerinaj și acolo veneau israeliți, evrei din toată țara ca să se închine. Ei trebuiau să facă închinarea aceasta cel puțin o dată pe an la una din marile sărbători. Cuvântul ne spune că mulțimea aceasta care era în Ierusalim a ieșit și s-a unit cu ceilalți și îl conduceau pe Domnul Iisus Hristos înspre Ierusalim. Detalii în celelalte evanghelii găsim că Domnul Iisus Hristos la un moment dat s-a oprit înainte de a intra în cetate, a privit-o și în mijlocul veseliei universale Domnul Iisus Hristos a plâns. A plâns
pentru că vedea ceea ce în viitor, ceea ce o să se întâmple cu această cetate. Tot în mijlocul acestui spectacol, dacă vreți, oamenii strigau, binecuvântau pe Dumnezeu și unii dintre farisei și învățători ai legii și oamenii religioși îi spun lui Domnul Iisus, îi auzi ce strigă? Mustră-i, îi spune lui să tacă. Și Domnul Iisus Hristos le spune, dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Când a intrat Domnul Iisus Hristos în Ierusalim, cei care erau veniți în Ierusalim din diaspora și din țară și din afară, care veniseră la Ierusalim pentru sărbătoarea Paștelor, constată că se produce o lansare, dacă vreți, a unui nou împărat, așa cum aclamau oamenii aceștia, și se întreabă, cine e acesta? Și răspunsul celor cunoscători era acesta, este Iisus, prorocul din Nazaret. Din Nazaretul Galilei, răspundeau noradele. Acesta este ultimul verset al lecției. Acum, noi știm toate aceste evenimente cum s-au întâmplat. N-aș vrea să insist asupra lor așa de mult, pentru că sunt deosebit de clare și de explicite date în textul nostru. Aș vrea să aruncăm o privire asupra personajelor care sunt în textul nostru deschis. Bineînțeles, primul personajul principal al acestui eveniment este Domnul Iisus cu intrarea Lui în Ierusalim. Acolo ne mai spune cuvântul lui Dumnezeu că mai erau niște personaje, erau ucenicii și nu numai cei 12, ci o mulțime de alți ucenici care îl urmau pe Domnul Iisus Hristos din aproape în aproape, asistând la predicile Lui, la minunile Lui, la vindecările Lui, la hrănirile de înmulțirea pâinilor de două ori și așa mai departe. Aceștia știau cine este Iisus, știau că este prorocul, știau mai multe detalii despre Domnul Iisus Hristos. Fariseii, ucenicii aceștia aveau o relație cu Domnul Iisus Hristos și știau că este din seminția lui David și se așteptau ca să... Și ei vorbeau cu ceilalți și le spuneau, este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei. Mai găsim acolo pe farisei. Aceștia știau cine este Domnul Iisus Hristos. Dar relația lor cu Domnul Iisus nu era o relație cordială. Ei erau cei care, deși știau, aveau o atitudine ostilă, aveau o atitudine de împotrivire și căutau cu orice prilej să găsească în vorbele lui, în faptele lui și în atitudine, să găsească un nod în papură, ca să zicem așa, să găsească un motiv, un pretext ca să-l condamne, să nu-i accepte învățătura, să-l găsească un pretext că el încalcă legea lui Moise, el încalcă tradiția ebraică și tot timpul aveau ceva contrar Domnului Iisus. Și un al patrulea, dacă vreți așa, un personaj colectiv, ca să-i spun așa, era mulțimea care era adunată acolo. Acum, din această mulțime făceau parte tot felul de oameni veniți din toate colțurile evrei, din toate corțurile lui Israel. Ba, ne mai spune evanghelistul Ioan că au venit chiar și niște greci.
cu ocazia închinării, cu ocazia sărbătorii, au venit niște greci care s-au dus și l-au abordat pe Filip. Au spus, Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Auziseră ceva despre Domnul Iisus, dar nu știau în mod concret ce și cum. Între oamenii aceștia erau oameni care aveau un interes personal să-L cunoască. Auziseră, știau câte ceva despre Dumnezeu. Și erau curioși de acum să vadă detalii, să cunoască detalii. Între ei erau prozeliți. Noi știm că a fi prozelit înseamnă că să fi fost din afara poporului Israel și ca să devii un israelit, ca să devii un credincios în religia iudaică, ebraică, trebuia să îndeplinești anumite condiții. Una, să cunoști Tora, legea, să te supui absolut prescripțiilor legii morale, să ai anumită îmbrăcăminte, să ai anumită atitudine, anumită apartenență. Ca să aparții poporului Israel, trebuia să fii tăiat împrejur și așa mai departe. Aceștia erau prozeliți. Îi vom găsi mai târziu în creștinism pe alți oameni care au devenit ucenici datorită evangelizării care biserica și apostolii și biserica au făcut-o în decursul timpului. Acești oameni erau temători de Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, aș vrea să le rog pe surori să ne aducă aminte despre, din Noul Testament, dacă vă aduceți aminte de o femeie temătoare de Dumnezeu. Da? Și Ana? Lidia, despre ea, ne spune Faptele Apostolilor că în Filipii era o femeie din Tiatira, o femeie păgână, care se stabilise în Filipii și făcea comerț acolo. Nu se închina zeităților greco-romane, deși era un panteon întreg de zei, nu se închina, ci își găsise un loc de închinare împreună cu alte câteva femei pe malul unui râu și se ruga lui Dumnezeu. Lidia, ne spune cuvântul, era temătoare de Dumnezeu și și-a deschis inima și l-a primit pe Domnul Iisus Hristos. Temătorii de Dumnezeu sunt oameni în care Dumnezeu a pus un sâmbure de căutare, o conștiință, dacă vreți, despre Dumnezeu. Acum când noi avem Noul Testament și citim și studiem Noul Testament, cuvântul ne spune în Epistola către Romani că ceea ce era un minim necesar, Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi o informație, dacă vreți, genetică, prin care noi să avem cunoștință despre Dumnezeu. A cui telefon sună? Opriți-l, vă rog. Mașina afară sună. Aia nu putem opri. În fiecare dintre noi Dumnezeu a pus, ne spune cuvântul în Eclesiastru, că a pus gândul veșniciei. Un minim de informație. Aceasta am putea o numi așa, o revelație universală. Apoi a pus în fiecare dintre noi o conștiință. Cuvântul ne spune că dintre neamuri care n-au cunoștință despre Dumnezeu, nu știu cine este Dumnezeul adevărat, totuși fac din fire lucruri care sunt morale. Aplică o dreptate, aplică un cod de
etică, pentru că în conștiința fiecăruia dintre noi Dumnezeu a pus un sâmbure de căutare. Ei, dacă aceasta este o revelație, dacă vreți, generală și universală pentru toți oamenii, iată că găsim niște oameni care sunt temători de Dumnezeu, dar nu consideră suficient lucrul acesta. Este bine să fii temător de Dumnezeu. Este bine să cunoști că Dumnezeu ți se descoperă ca și la oricare alt om, dar nu-i suficient. Trebuie neapărat să devii un slujitor al lui Dumnezeu ca să poți fi mântuit. Și lucrul acesta se întâmplă. Cuvântul ne spune despre Lidia că a primit mântuirea și a primit botezul. Apoi, fraților, dați un alt exemplu de un om temător de Dumnezeu. Corneliu. Corneliu era un sutaș roman. Ce înseamnă? Era comandant peste 100 de oameni. El făcea parte din trupele de ocupație, dacă vreți. N-avea nici o motivație să fie amabil cu evreii, pentru că el veghea să le ia taxele, el veghea să fie ordine și datoria lui era să înnăbușe în fașă orice tentativă de revoltă. Totuși cuvântul ne spune, dacă citiți Fapte 10, cuvântul ne spune că Corneliu era un om cucernic, temător de Dumnezeu, iubea poporul Israel, făcea milostenii și ajuta pe oameni. Se ruga lui Dumnezeu. Interesant. Toată Roma, toată elita Romei se închina zeităților și considera Cezarul un zeu. Corneliu era altfel. El se ruga lui Dumnezeu și Dumnezeu îi se descoperă. Temătorilor de Dumnezeu și celor care îl caută pe Dumnezeu, din toată inima Dumnezeu li se descoperă. Lui Corneliu i-a dat o vedenie. A trimis pe Petru și cuvântul ne spune că a fost botezat el și toată casa lui. La fel Lidia a primit, Dumnezeu l-a trimis pe Pavel să vestească Evanghelia acolo. Și mai găsim pe paginile Sfintelor Scripturi, dacă vreți, mai găsim oameni temători de Dumnezeu care nu au considerat suficient să aibă informații despre Dumnezeu, să-L respecte pe Dumnezeu, dar să nu îi se supună în totalitate. Este absolut imperios ca să fii mântuit, să devii un ucenic al Domnului Iisus Hristos și să împlinești ceea ce Dumnezeu îți cere prin cuvânt. Și aș vrea să mă opresc aici, dar nu înainte de a întreba câte ceva. Aș vrea să pun pe rând trei întrebări. Și ca să primim răspuns la ele, vă rog frumos să vă concentrați, fraților și surori, pe aceste întrebări și să dăm un răspuns la întrebare. Prima. Ne spune cuvântul că Vechiul Testament vorbește despre intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Citim în Zaharia 9:9. Și așa se întreb, noi trăim biserica în epoca Harului, noi ne ghidăm după Noul Testament, învățătura Domnului Iisus Hristos transmisă apostolilor și apoi nouă. De ce avem nevoie de Vechiul Testament? Este necesar să cunoaștem Vechiul Testament? Sau la ce ne ajută? Poftiți, un răspuns. Frați, surori. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să mustre, să certe, să dea învățătură în neprihănire ca omului Dumnezeu să fie destoinic pentru orice lucrare bună. Apoi, sora Elena spunea că este interesant să cunoaștem vechile profeții, să cunoaștem Vechiul Testament, împlinirea lor, pentru că asta este o garanție că ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu spune în chip profetic,
care nu s-a împlinit încă, se va împlini cu siguranță. Pentru că orice cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere și el se împlinește ad literam. Nici o iotă, spune cuvântul, nu rămâne neîmplinită din cuvântul lui Dumnezeu. Și astăzi este o mostră despre detaliile care sunt precizate în prorocii cu sute de ani înainte, care se întâmplă exact în vremea Domnului Iisus Hristos. O altă întrebare. Domnul Iisus a intrat în Ierusalim triumfător, în ovații, ramuri de finic puse înainte, hainele pe jos, dar a intrat călare pe un măgăruș. Este semnul umilinței. Despre Domnul Iisus Hristos, că citim că era un om smerit, era un om modest, un om care n-avea unde să-și plece capul, un om care se interesa de nevoile altora și nu de problemele lui personale. Era un om smerit. Nu găsesc un alt termen mai potrivit pentru a-L caracteriza pe Domnul Iisus Hristos. Învățați de la mine, spune Domnul Iisus, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Cum înțelegem noi? Asta este întrebarea. Cum înțelegem noi smerenia ca o caracteristică a vieții noastre personale? Se vede. Poftiți, alt frate. Deci smerenia trebuie să se vadă. O soră, dacă... Când privești pe fratele tău mai sus decât pe tine însuți, este o probă de smerenie. Da? Da. Da. Deci... Spune o cântare a noastră, umilința de o iubești, află că pe drum bun ești. Află că pe drum bun ești. Mulțimea a lăudat pe Domnul Iisus cu entuziasm și acest entuziasm îl găsim molipsitor. Din ce în ce? Din ce în ce? Pe cum se adăugau? Ovațiile începeau să strige. Și interesant, aș vrea să vedem câteva din ceea ce aclama mulțimea. Osana fiului David. Oamenii aceia știau că Domnul Iisus Hristos este din seminția lui David, seminție predestinată ca să spusă prin proroci ca să ducă eliberarea poporului Israel. Eliberarea aceasta nu s-a produs în modul în care ei o așteptau, pentru că împărăția dusă de Domnul Iisus Hristos era de o altă factură, nu cum se așteptau ei acum să vină ca un eliberator, ca împăratul David, care să restabilească granițele de pe vremea lui David și să instaureze putere, să scuture jugul roman și așa mai departe. Au mai fost niște încercări. Iuda Macabeul, cu aproape 100 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos, a început o revoltă împotriva romanilor, revoltă care a durat câțiva ani de zile. Ei, Imperiul Roman l-a strivit pur și simplu pe acest Macabeu și a sfârșit într-o deziluzie totală. Israeliții erau decepționați și așteptau cu sufletul la gură să se întâmple ceva, să fie o eliberare. Acum, când Domnul Iisus Hristos, aclamat de mulțime, intra spre Ierusalim, acum este momentul, se gândeau ei. Și îl aclamau, Osana fiului David. Dar mai ziceau ceva. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Asta avea de a face cu mântuirea.
Cine vine în numele Domnului are de-a face și propovăduiește mântuirea. Evreii se fereau să rostească numele Domnului, pentru că se temeau să încalce porunca a treia, care spunea să nu iei în deșert numele Domnului. Dar ei spuneau, referindu-se la Dumnezeu, spuneau numele Domnului, numele celui prea înalt. Și așa mai departe. Ei, acum ei aclamează, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Pentru că cel ce venea în numele Domnului era cel care trebuia să aducă mântuirea lui Israel. Osana în cerurile prea înalte. Osana în cerurile prea înalte s-a cântat și la nașterea Domnului Iisus Hristos. Osana în cerurile prea înalte se cântă acum. Și reacția fariseilor, reacția fariseilor care spun oprește-ți ucenicii să mai zică lucrul acesta, era pentru că între elitele evreiești și Imperiul Roman exista o înțelegere tacită, dacă vreți, prin care romanii acceptau religia lor, modul lor de închinare, faceți ce vreți, dar să știți un singur lucru, închinarea supremă îi se cuvine cezarului. Asta era dominant, asta era politica, dacă vreți, corectitudinea politică din punct de vedere al Imperiului Roman. Puteți să faceți orice practică religioasă, dar închinarea, gloria, osanale, se cuvin doar cezarului. Ei, oamenii aceștia au început să strige, Osana în cerurile prea înalte. Ce înseamnă Osana? Mântuiește acum! Doamne, acum este momentul ca noi să fim ce am fost. Domnul Iisus Hristos a venit de cu toată altă factură și vom învăța în săptămâna care o să fie săptămâna patimilor, cum aceiași oameni care rupeau ramuri de finic, ramuri de palmier. Știți cum sunt palmierii ăștia înalți, așa? Nu e un lucru simplu să te urci până acolo să tai ramuri și să le dai jos, să le pui la picioarele Domnului. Dar nu precupețeau niciun efort să facă lucrul acesta. Și luau hainele. Pe vremea aceea nu era ieftin să îți pui la picioarele cuiva o haină. Dar acești oameni, peste o săptămână, vor renunța la ramurile de finic și vor lua pietrele și îl vor împroșca cu pietre pe Domnul Iisus. Mă opresc aici. Poftiți, fraților, care doriți să luați cuvânt. Poftim, frate. Și cum se întâmplă? Azi era și bine care ne-a putut și vreau să vin la biserică și n-am ajuns. Dumnezeu a avut o altă conversație cu mine la urgență, la casă. Și de acolo a venit și a zis că cea mai bună idee ar fi să mă cer tare de la toți. La mea e de acolo și până la mea formea de tot din față. Ca să mă că eu m-am greșit ceva, știu că pot greși. Mă duce mintea asta, vreau să iertați. Și de asta vreau să mergem ca niște oameni iertați. Stând acolo cu firele alea întins așa și așteptând rezultate, m-am gândit la tot felul de chestii. Vedeți, Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim ca să intrăm și în lecția de astăzi, nu veți intra, nu? Credeți că au perceput oamenii ce se întâmpla acolo? Domnul Iisus. Uitați-vă la, să zice, spune acolo așa că zice, între ei se înseamnă ceartă în ucenici, cine se fie cel mai mare. Și așa aveau toți o problemă. Domnul Iisus, nu le-a spus niciodată cine este cel mai mare, cine este cel mai mic. Și totuși au o problemă. Mai mult de atât, dar vedeți, vine mama la niște ucenici și are și aia o dorință. Nu știa ce cere. Spune de care scria, s-ar fi putut spune mult, iar noi ne-am dus și vocabularul să o facem pe aia praf. Dar nu pentru asta am bătut drumul astăzi. Domnul Iisus spune acolo așa că zice
prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele. Mai târziu, Pavel spune, duceți-vă mântuirea voastră cu frică și cu tremur până la capă. Voi liniște. Înseamnă că urmează, nu mai sunt de plini în lucrurile astea. Vedeți? E mare lucru că am ajuns în aprilie 2022. Am învățat o grămadă de întrebări. Am învățat ceva de la ei. Vine acum iară sărbătorile, toată lumea aleargă, șterge praful. Dar ceea ce este mesajul Domnului Iisus până acolo, din pricina precoției fără de legi, dragostea celor mai mulți se va răci. Vreau să vă spun că nu e dat de vremi greci. Și nici nu ăștia din Ucraina. Îi aveam de vei poia din poporul lui Dumnezeu. Dragostea lor poate scoasă de breze, zice. Ce facem noi astăzi ca să ne tratăm? Prama, guvernul vrea să injecteze, nu știu, sărăcia ta, ca să nu-i tușim sau să nu știu boală. Ce facem noi de, ca să preîntâlnim chestia asta cu dragostea care se va răci? Recunoașteți-mi dragostea să răcești oameni. Eu pot să spun bine. Pare că nu mai iubesc sau altă dată. Pare că nu trebuie să mai trebuie zătura. Acazia să spună, băi, lasă pe ăștia cu negadeul lor, tu trebuie să-i iubești. Du-te acolo și iubești-mi pe aia. Dacă n-ați ajuns la urgență, perfect. Aveți bine. Dar deocamdată, cuvintele Scripturii spuneți, haideți să trăim ceea ce spune Domnul Iisus. Și ce spune Domnul Iisus acolo așa și mă zice, dacă mă veți iubi, veți păzi poruncile mele, cum se zice și eu, îl iubesc pe Tatăl și împlinesc poruncile Lui. Mi se pare normal de asta? Hai să trăim lucrurile astea. Mai mult, m-a izbit așa o treabă, Domnul Iisus era în săptămâna asta mare, așa cum zice noi, și zice, Iisus, pentru că Tatăl îi dăduse în mână toate lucrurile, s-a dezbrăcat, s-a luat un prosop și l-a scurat picioarele ucenicii aia. Stau și mă gândesc eu, așa, că mă duce din mine în ideea. Pare că așa s-a luat picioarele aia. Nu mi-e dragi ce locul. Dar uite Dumnezeu a făcut. Și zice, mai jos acolo, nu știți, Ioan 3 și de la 3 în jos, dacă trebuie să știți, când îi scăutați, spune acolo, zice, ați văzut? E, așa trebuie să faceți și voi unii către alții. Probabil ar fi interesant de idei să facem chestia asta, că noi de cam plicit la adunare. Unii zic la americani, vezi că aia fac activități. De să pun la spărat, ce-l zic când vin la lui. Problema este foarte simplă, frate. Noi avem Biblia lângă noi, dar nu o deschid. Dimineața fugi la Facebook, vezi că prostii eu mai pus unul acolo. Te uiți la dumneavoastră, în loc să duci în genunchi și spui, băi, în fiecare zi în America mor 10.000 de oameni. Dumnezeu, prin ei, m-a păzit azi, m-a lăsat în mâini. Se merită să mulțumești pentru lucrul ăsta. Sigur. Hai departe. Cuvântul lui Dumnezeu este lăsat așa cumva la cote mai jos, așa undeva. E adevărat că spune Biblia, frate, dar noi așa am obișnuit să facem. Și sunt lucruri care nu sunt după Biblie. Și trebuie să citim Biblia toată. Pentru că Dumnezeu se enervează când noi citim toată. Mai ales acolo nu Biblia. Și chestia asta cu unii în dragoste, unii altora să ne dați locul acolo, e lucrat foarte mult. Sau să vedeți fratele tău mai presus decât la ce vorbești. Acolo ne-am făcut bătrânețe. Dar ce vreau să vă spun, dacă tot am bătut drumul până la adunare, dacă tot astăzi este împărtășarea, sunt aici, cred că ar fi cel mai bine să dăm una unul cu altul și spune, băi, dar cumva Duminica viitoare ajung eu la băi, la Kaiser acolo, să știi că mi-a plăcut de tine, să știi că am ținut la tine, nu ești indiferent. Pentru că e mare lucru. Zice Domnul Iisus Hristos, prin aceasta vă cunoaște cei din jur, că sunteți ucenicii mei. Dacă vă unii pe alții, e mare lucru.
Și pentru atâta lucru am venit să vă spun că trebuie să iubim în față și dacă vreți să faceți și o probă a facerii, faceți o listă cu cine trebuie să vă iubești cu dumneavoastră și faceți o listă cu cine dumneavoastră îi iubiți alții. Nu cumva să ieși copii acolo, că ăia au alt interes. Nu e de telefonul cu dumneavoastră. Sau nu e de mașina pe acasă, pe la urmă, deci în ea. De-aia vreau să spun că lucrurile sunt cu cam în sens. Este scris că trebuie să ne iubim unii pe alții. Este foarte greu să ne iubim unii pe alții. Eu am mai probleme cu iubitul, dar la asta la altă discuție, după altul. Dar așa ce e Sfânta Scriptură și așa trebuie să facem. Și e bine că înțelegem până când nu este prea târziu. Soare, sunt și dacă vă zice. O trecut epidemia asta cu masa, cu lege, o să treacă și războiul ăsta, că Dumnezeu l-a îngăduit acolo. Suntem noi mai buni? Am învățat în generalitate treaba asta? Sau suntem la fel de indiferenți ca și până acum? Asta este nenorocire. Să ne ajute Dumnezeu pe fiecare să ne probăm, băi, să ne cine iubesc azi, să ne am un pic cu somătii, să văd mai iubesc unul în plus sau unul mai puțin de azi, de mâine, de mâine. Și în felul ăsta, așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare. Ăsta este secretul în umblarea și în trăirea cu Dumnezeu. Amen. Amen. Vorbeam mai înainte despre mulțimea de oameni care era acolo cu ocazia intrării Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să fac o precizare. În una din categoriile de oameni prezenți acolo, ne înscriem și noi. Că ne place sau nu ne place, că vrem sau că nu vrem. Într-una din categoriile acelea care au fost acolo, ne înscriem și noi. Și acum, întrebarea. Cine este Iisus pentru tine? Fiecare să ne punem întrebarea asta. Răspunsurile sunt multiple. Oamenii ziceau, este fiul lui David, este un proroc din Nazaretul Galilei, este un învățător, face semne și minuni. E bine să știm toate chestiile astea. Dar dacă rămânem aici, suntem cunoscători de istorie, nu cunoscători de mântuire. Trebuie să fii neapărat ucenicul Domnului Iisus Hristos ca să fii mântuit. Poftiți un alt frate dacă dorește. Iată împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar. Ieri am mers undeva și m-am întâlnit cu un bărbat tânăr. Nu m-am așteptat la răspuns și l-am întrebat, are you ready to receive the king? Gândindu-mă la lecție. Și am rămas, ce vrei să spui? Ce rege? Și am început să-i spun, oh, da, sigur că da. Zic, da, pentru tine și pentru mine este vremea să-l primim în inimă. Aș fi dorit și eu să fiu în audiența aceea, aș fi dorit și eu să tai niște, să mă rog, să tai niște crești de palmier de acolo de sus și să rămân în calea mea de sus. Dar mă bucur mai mult pentru zilele care trăim noi, că astăzi putem să fim o mărturie pentru El și să învățăm de la El. Dacă despre El se spune că era blând, dacă Domnul Iisus, dacă dăm o pagină în urmă, spune ucenicilor, Iisus i-a chemat și le-a zis, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire? Între voi să nu fie așa. Și oricine va vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și oricine va vrea să fie cel din tâi între voi, să vă fie rob. Pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Chiar însuși Domnul ne spune în capitolul 11, tot din Matei, versetul 29, versetul care s-a amintit, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt plâng și smerit inima. Acesta este Domnul nostru Iisus Hristos. Frate mie, față de aici nu vreau
se poate combina smerenia cu îndrăzneala? E posibil? Apostolul Pavel spune așa, 2 Corinteni 10 cu 1. Eu, Pavel, vă rog prin blândețea și bunătatea lui Hristos. Hai spune mai frumos. Bunătate și blândețea Domnului Iisus Hristos. Eu, cel smerit că sunt de față în mijlocul vostru și plin de îndrăzneală împotriva voastră și împotriva. Se poate, da? Vă rog, dar să nu mă faceți ca atunci când voi fi de față să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am plin să o trebuiesc împotriva unora care își închipuiesc că noi suntem urmați de firea pământească. Putem învăța foarte bine la Domnul Iisus Hristos. El a fost blând, smerit cu inima, a venit în starea aceasta umilă. Dar când a fost vorba de a spune împotriva păcatului sau împotriva fariseilor și cărturarilor, a fost foarte clar și foarte îndrăzneț a spune lucrurilor pe lume. Același lucru și noi astăzi. Blândețe, smerenie, da. Dar dacă se calcă cuvântul lui Dumnezeu, cu îndrăzneală trebuie să stăm împotrivă. Dacă se aduc învățături străine, trebuie să stăm împotrivă. Trebuie să avem îndrăzneală aceasta. Și dacă cineva lasă în numele lui Dumnezeu sau cineva este împotriva lui Dumnezeu, trebuie să ne implicăm să apărăm adevărul. Apărăm adevărul Domnului Iisus Hristos. Apoi, cuvântul ne spune că cine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Se spune despre Domnul Iisus Hristos lucrurile acestea. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din cerul de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, căci Iisus Hristos este Domnul. El cel blând, cel smerit. Geabul meu pot să smerească, să umilească. Geabul meu este să mă smeresc. Și Domnul ne va învăța la vremea potrivită. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Așa să profităm de faptul că fratele Sandu este cu noi. Nu se întâmplă des lucrul acesta. Aș vrea să dau loc câteva. Imediat, frate Cristian. Problema pe care a subliniat-o fratele Avei este o problemă care cred că fiecare dintre noi, dacă suntem sinceri și dacă căutăm să pătrundem puțin realitatea pe care trăim, o să ajungem la concluzia că lucrul acesta se întâmplă, din păcate, în vremea noastră, în biserici. La ce mă refer? La diferența dintre cunoștințele pe care le avem și felul în care le punem în aplicare în viața noastră de fiecare zi. Suntem așa de interesați să aflăm tot felul de lucruri legate de Dumnezeu, legate de revenirea Domnului Iisus, legate de multe lucruri care se includ în trăirea creștină. Și amintea fratele Raveca de atitudinea Domnului Iisus din camera de sus, cu ștergarul și așa mai departe. Dar care a fost concluzia pe care a tras-o Domnul Iisus? Sau ce îndemn i-a dat atunci? A spus, ferice de voi dacă știți aceste lucruri. Și s-au oprit aici? Nu. Ferice de voi dacă le faceți. Și aș vrea acum să revin la lecție. Noi, în această lecție, am învățat deja foarte multe lucruri. Ne-am îmbogățit cunoștințele cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu, cu privire la acest eveniment. Dar oare, în mod practic, ce învăț eu? Cu ce mă aleg pentru maturizarea mea spirituală din această lecție? Și ascultam cum fratele Cornel vorbea despre entuziasmul acestor gloate care îl urmau pe Domnul Iisus Hristos. Și atunci s-a ridicat în mine o întrebare. Oare ce s-a întâmplat cu mulțimea aceasta ca în câteva zile să aibă totul altă atitudine?
în loc să strige cu tot entuziasmul din toată inima Osana fiului David, să strige la moarte, răstignește. Ce s-a întâmplat? Acum, în mulțimea aceasta, așa cum spunea fratele Cornel, ei știau multe despre Mesia. Ei știau că va veni să facă o mare schimbare, să instaureze o împărăție. Știau că cel pe care ei l-au cheamă este un proroc și au spus lucrul acesta. Ce nu știau ei? Lucru care i-a influențat atitudinea lor de peste câteva zile. Cunoșteau multe despre planul lui Dumnezeu, dar ce nu știau și nu înțelegeau modul în care Dumnezeu își va aduce la împlinire acest plan. Osana, după cât știu eu, înseamnă, și a spus și fratele, mântuiește astăzi, acum. Și acum ei mergeau pe urmele Domnului Iisus. Și probabil că toți se așteptau să se conducă la palatul lui Pilat, să ia atitudine, să înlăture robia romană. Asta era dorința lor, asta așteptau ei gândindu-se la împărăția pe care Mesia o va aduce. Și în loc să-i ducă spre palatul lui Pilat, unde i-a dus? La templu. I-a dus la templu și acolo a făcut o revoluție. Acolo a început să arate cum anume trebuie să fie închinarea în templu. Acum, frați și surori, vedeți, ei au fost foarte dezamăgiți de faptul că planul lui Dumnezeu, cum și-l imaginau ei, n-a devenit realitate. Și atunci când preoții, când cărturarii, când fariseii au început să îl acuze pe Domnul Iisus Hristos, mintea lor foarte repede a fost deturnată, pentru că au fost dezamăgiți în așteptările lor, în dorințele lor. Și acum să venim la aplicarea practică. Vedeți, de câte ori și noi nu procedăm la fel? Doamne, te rog să mă vindeci, dar să mă vindeci acum. Și Dumnezeu nu mă vindeca. Doamne, dă-mi un succes în cutare lucrare. Și Dumnezeu nu-mi dă, sau nu-mi dă acum. Și atunci, în inima mea deja începe să se strecoare îndoială, poate chiar necredința. Vedeți? Și ucenicii au fost în mijlocul acestui popor. Sigur că ei, după câteva zile, n-au ajuns să strige răstignește, cu siguranță că nu, dar totuși, aduceți aminte că și în viața lor a intervenit îndoiala, a intervenit necredința, pentru că lucrurile nu s-au întâmplat așa cum și le imaginau ei. Întrebarea, cine este acesta? Și răspunsul care li s-a dat a fost prorocul din Nazaretul Galilei. Cine este acesta pentru mine? Eu am acum mult mai multe cunoștințe, experiențe, ca să nu dau același răspuns. Dar care este răspunsul pe care aș vrea ca Dumnezeu să ne învrednicească pe fiecare dintre noi să-L dă? Cine este acesta? Domnul meu și Dumnezeul meu. Asta este ceea ce așteaptă toți cei din jur care ne întreabă cine este acesta în care tu te încrezi, cine este acesta pe care tu îl slujești, cine este? Prorocul? Da, este și un proroc, dar este mult mai mult decât atât. Este Domn și Dumnezeu. Domn pe care îl ascult din toate punctele de vedere și Dumnezeu care am împlinit din toată inima. Domnul să ne ajute. Amin. Amin. Frate Cristian, dacă doriți să luați cuvânt, v-aș ruga să fiți la subiect și scurt. Da. Avem o cântare care exprimă exact rezultatul mersului nostru acest comunicat. Și spune în felul următor, de iubești pe Domnul Iisus cu fapta soartă, miluind și făcând bine. O facem?
cercetarea care s-a făcut în dimineața aceasta, nu-i la cinefare, dar noi la fiecare. Cum plecăm, cum gândim și ce facem. Domnul să ne dea înțelepciunea care vine de sus. Domnul Iisus, tot în contextul acesta, atunci când se oprește deasupra Ierusalimului, spune: Ierusalime, Ierusalime, plânge pentru cetate. Și știți care este observația și raționamentul Domnului Iisus? Vor veni zile când vei fi distrusă. De ce? Pentru că n-ai cunoscut vremea cercetării tale. Există un timp când Dumnezeu te cercetează. Și dacă nu răspunzi, poate că mâna Lui la ușa ta n-are să mai vadă. Chemarea este, când te întreb cine este Iisus pentru mine, să răspunzi: este Domnul și Mântuitorul meu, așa cum ni se spunea. Încheiem ora din dimineața aceasta, ora de studiu, cu versetele 3 și 4 din cântarea 423. Veniți voi mulțimi de popoare să vină și cei păcătoși, căci gloria sa este mare, iertare primiți bucuroși. Ne ridicăm cu toții în picioare. Doamne, mulțumim pentru această frumoasă dimineață. O dimineață cu un soare luminos și călduros. O dimineață de praznic, o dimineață de sărbătoare sfântă. O dimineață în care fiecare dintre noi putem să ne apropiem de masa Ta și, Doamne, cercetează ființele noastre în sensul acesta. S-a vorbit mult în această dimineață de dragostea aproapelui, dragostea fratelui, de iertare, de smerenie. Doamne, toate aceste lucruri vrem să le practicăm în fiecare zi. Și vrem cu adevărat, apropiindu-ne de masa Ta, să
Te recunoaștem pe Tine, Doamne Iisuse, ca Mântuitor și Domn în viețile noastre. Mărturisim că noi înșine nu avem nicio vrednicie, dar, datorită Ție, datorită lucrării Tale de la cruce, de la calvar, noi căpătăm această vrednicie să ne apropiem de masa Ta. Doamne Iisuse, lasă ca sângele Tău să ne sfințească și să ne curățească pe fiecare dintre noi. Te rugăm să primești închinarea corului, te rugăm să primești închinarea noastră a fiecăruia. Doamne, fiecare rugăciune, fiecare cântare, fiecare luare de cuvânt, tot ce este aici, tot ce a fost și tot ce va fi, vrem să fie pentru slava și gloria numelui Tău celui Sfânt. Te rugăm să te înduri și de cei care sunt în suferință în poporul Tău. Doamne, ai milă și de ei. Și Tu, Medicul Suprem, Doamne, atinge-Te cu mâna Ta vindecătoare și adu, Doamne, restaurare și fizică și, dacă sunt și alte boli, Doamne, alt fel de boli, restaurare deplină în viețile celor care suferă. Mulțumim pentru că Tu ești Cel care ia minte la rugăciunile copiilor Tăi. Și în această frumoasă dimineață, fiecare dintre noi ne închinăm cu bucurie înaintea Ta, preamărim și glorificăm numele Tău cel Sfânt. Amin. Ocupăm locurile și, dacă corul este pregătit, să laude pe Domnul printr-o cântare. Mai mult nu-mi trebuie, da? Îl avem pe Domnul Iisus, nu avem nevoie de altceva. În El locuiește, trupește toată plinătatea
dumnezeirii. Frumoasă cântarea corului. Rog pe cei de la stație dacă pot să pună imaginea pe care am avut-o la timpul de școală duminicală. Copacul acela înflorit, așa foarte frumos. Și ăsta e înflorit. Dar dacă poți să pui imaginea celălaltă, Tim. So the one that we had at Bible study, the white flowers. Știe cineva ce pom e acela? Ăsta e. Măr, păr. Eu m-am gândit că e cireș, dar parcă e prea masiv pentru cireș. Cireș japonez. Foarte frumos. Nu? La florii vorbim de flori, nu? La florii vorbim de flori. Au pus ramuri de finic, ramuri de palmier. La noi, la români, floriile, florii, florica, floricica, florin, toate astea sunt legate și... Foarte interesant că familia... Săptămânii pentru care ne rugăm săptămâna aceasta e familia, de fapt, sora Florica Pindia. Sora Florica Pindia. Aș vrea să elimin orice confuzie din mințile noastre. Duminica aceasta nu sunt floriile, calendaristic. Da? Calendaristic, duminica viitoare sunt floriile. Dar... frații de la școala duminicală așa au găsit de cuvință. De fapt, nu știu exact cum stau lucrurile, pentru că duminica trecută am fost la Biserica Betel și i-am întrebat pe cei din Biserica Betel care este subiectul școlii duminicale. Și răspunsul a fost libertate de a sărbători. Și eu am știut că lecția aceea am avut acum 2 săptămâni. Răspunsul lor, răspunsul din sală m-a derutat puțin și pe mine, pentru că noi, sau lecția de duminica trecută, avea de-a face cu Dumnezeu și cu libertate. Dar răspunsul lor, libertate de a sărbători, m-a derutat că nu mai găseam cuvintele. În final mi-am adus aminte libertate datorită lui Dumnezeu. Se pare că este un decalaj între noi și ei, ceea ce înseamnă că ei, cei de la Betel, vor avea lecția de astăzi, duminica viitoare, dar poate e mai bine să fie avut această lecție, așa cum am avut-o de fapt astăzi, pentru că apoi duminica viitoare, când avem și botez, florile și botez, cel care predică să nu fie pus în fața de a repeta anumite lucruri sau mai știu eu. E bine, e bine, așa cum au hotărât frații, ca duminica aceasta să avem lecția intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim cu ocazia floriilor. Tuturor vă spunem un bun venit. O văd din Portland împreună cu noi pe sora Mary, Domnul să vă binecuvinteze. Ați venit să fiți împreună cu... De fapt, ați venit împreună. Că fratele știu că a plecat acum câteva săptămâni, s-a întors înapoi în Portland. Dar probabil că ați auzit că vor fi undeva la 90 de grade săptămâna asta și ați zis trebuie să prindem căldura la Sacramento și venim cu bucurie. Domnul să vă binecuvinteze aici în Sacramento. Încerc să identific familia Țăranu, de fapt, sora Nica e împreună cu noi, sora Nica de câteva săptămâni a mai fost cu noi, Domnul să vă binecuvinteze sora Nica și... E și sora Mărioara? Nu îmi dau seama. Așa. Domnul să vă binecuvinteze pe dumneavoastră aici, pe cei care sunt acasă. Văd pe fratele Beni și pe sora Lia, Domnul să vă binecuvinteze. Fratele Beni a trecut printr-o mare încercare cu COVID-ul, dar mulțumim Domnului pentru biruința pe care a dat-o fratelui Beni și e bine, e sănătos, e în casa Domnului împreună cu soția și Domnul să vă binecuvinteze în mijlocul nostru. Tuturor celor care sunteți aici, harul, pacea, binecuvântarea Domnului
cu ocazia acestei frumoase zile de sărbătoare, când avem și masa, cina Domnului. Fratele Sandu, mă bucur să-l văd și pe fratele Sandu împreună cu noi, Domnul să vă binecuvinteze. Fratele ar vrea cu bucurie să participe la fiecare serviciu, însă limitările fizice îl împiedică în a face lucrul acesta. Fratele Dumitru, e împreună cu noi, de multă vreme fratele n-a mai fost, împreună cu sora. Domnul să vă binecuvinteze în mijlocul nostru. Și fratele Mitic a suferit mult cu COVID-ul, dar Dumnezeu i-a dat viață și sănătate și mă bucur să vă văd pe amândoi în casa Domnului în această frumoasă dimineață. Familia săptămâni, așa cum am anunțat, sora Pintea Florica, Domnul să o binecuvinteze pe sora Florica și pe ea, pe copiii ei, pe băieții ei, pe întreaga familie, harul și binecuvântarea Domnului, sănătate și împlinirea tuturor dorințelor. Așa cum deja am anunțat, duminica viitoare, pe 10 aprilie, de Florii, avem și un botez nou-testamental. Naomi Dumbravă, o tânără care îl va mărturisi pe Domnul Iisus în apa botezului. Ne-am bucurat să auzim mărturia sorei Naomi la comitet și duminica viitoare ea va avea această mărturie și înaintea noastră, înaintea bisericii. Încă nu știm exact ce păstor musafir vom avea. Proporție foarte mare, în proporție foarte mare, e fratele Țiplea, am înțeles, dar în caz că ceva se schimbă, vom invita pe altcineva și vom avea un frate musafir duminica viitoare împreună cu noi la acest serviciu de botez, la serviciul de sărbătoare de Florii. După serviciul de duminica viitoare, din nou vom avea cina cu toții, iar după acest program mai lung de închinare vom merge în sala anexă și acolo vom avea o masă, o agapă, o masă de dragoste, de sărbătoare, de înviere cu întreaga biserică. Ca în luna precedentă, serviciile seara vor fi în a treia și în a patra duminică din lună. Repet, ca în martie și luna aceasta, de Paște și apoi duminica Tomii, a treia și a patra duminică, avem și servicii seara de la 5:30. Rog pe fratele Lucian să ia legătura cu fiecare categorie de vârstă din biserică și, așa cum alcătuit și cu alte ocazii, să alcătuiască aceste programe de închinare și pentru seara de Paști și pentru duminica Tomii și astfel vom putea participa cu toții, pentru că vom fi implicați cu toții. Da? Dacă avem de lucru, atunci vom și veni. Și mulțumesc frate Lucian pentru toate programele pe care le-a alcătuit și sperăm ca și luna aceasta, în a treia și a patra duminică, să avem servicii frumoase și seara, servicii de închinare, de sărbătoare în casa Domnului. Cam acestea sunt anunțurile. Știu că sora Luci roagă surorile care fie au cântat vreodată în corul, în corul de surori, fie vor să cânte în corul de surori, să rămână după terminarea serviciului pentru o scurtă stare de vorbă. Deci sora Luci invită surorile, tinerele, care vor să se alăture sau vor să participe în acest cor al surorilor, să rămână puțin la urmă. Celelalte anunțuri le puteți găsi în buletinul duminical. Corul laudă pe Domnul!
Așa cum vă anunțam luna trecută, am vrea cel puțin pe această perioadă a conflictului din Ucraina, războiului din Ucraina, să avem o colectă pe lună pentru frații noștri care suferă. Avem biserici și în Moldova și în România care lucrează cu cei care sunt refugiați, cu cei care suferă în Ucraina. De aceea, colecta din această dimineață, vrem să meargă din nou spre Ucraina. Probabil duminica viitoare o să avem și poze pentru dumneavoastră cu banii care deja s-au trimis, vă spuneam, undeva la $6,000 din colecta care a fost cealaltă lună, plus am mai trimis încă 5,000 și la asociație, pentru că și asociația lucrează în direcția aceea. Deci deja am trimis o sumă frumoasă și am vrea așa, lunar, dacă dumneavoastră sunteți în același asentiment, să continuăm să ajutăm pe cei din Ucraina. De aceea, dacă cumva scrieți check în această dimineață, specificați la memo Ucraina, ca să știm că banii aceia merg spre Ucraina. Tot ce e cash, considerăm că este pentru Ucraina. Întrucât vom avea o masă duminica viitoare, e, cred, de bine ca fiecare familie, fiecare soră în mod special, să pregătească și ceva dulce, poate o prăjitură, poate o salată de fructe, poate ceva dulce, ceva bun, ceva delicios și astfel să putem să ne bucurăm și de desert duminica viitoare. Să fie o masă, o agapă de dragoste dulce. O agapă de dragoste dulce. Mulțumim familiilor, surorilor, în mod special pentru ceea ce vor pregăti și stând la masă întărim și relațiile dintre noi și formăm noi prietenii și dacă e nevoie ne cerem și iertare și astfel practicăm ceea ce învățăm în casa Domnului. Corul laudă din nou pe Domnul printr-o cântare.
Vă invit să cântăm împreună cântarea 692, în timp în care frații și surorile de la cor vor coborâ și noi ne pregătim să ascultăm cuvântul Domnului. În timpul acestei cântări o să slăvim pe Domnul și cu darurile noastre de bună voie. Am spus 692, dar cred că am greșit. Iisus e Domn al domnilor și Rege al regilor, cântări de laudă înălțați și Lui vă închinați. În domnul 672. Bătrâneța spune cuvântul. Să vă ridicați în picioare și împreună să privim în Cuvântul Sfânt Evanghelia după Luca,
la capitolul 9, începând cu versetul 51 la 56. Suntem atenți la citirea cuvântului. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și au plecat într-un alt sat. Amin. Ocupăm locurile. Știu că familia Mich, fratele Cornel, împreună cu sora Mia, duminica trecută a fost în Los Angeles. Dacă aveți un cuvânt de salut cumva pentru noi, frate Cornel, cu toată dragostea îl primim. Salutări, numele Domnului. Multe ar fi de spus, dar nu se reinventa și dorim să ascultăm în zonul să ne bucurăm în masă cu el. Mulțumim, mulțumim, mulțumim frumos. În această dimineață, înainte să participăm la masa Domnului, aș dori să privim în pasajul care a fost citit și să poposim preț de câteva minute la una din expresiile pe care le găsim în aceste versete. Și expresia este în versetul 51, ultima parte. Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer. Acestea sunt cuvintele introductive la acest pasaj pe care le folosește doctorul Luca. Și din aceste cuvinte ne dăm seama că privirea Domnului Iisus, atenția Domnului Iisus, n-a fost, sau atenția, privirea finală n-a fost îndreptată nici la cruce, nici măcar la evenimentul glorios al învierii, ci privirea lui a fost îndreptată spre proslăvirea sau glorificarea veșnică. Ceea ce l-a aștepta pe Domnul Iisus după încheierea sau terminarea misiunii sale pe acest pământ. Autorul epistolei către evrei ne spune: pentru bucuria care îi era pusă înainte. Domnul Iisus a, și este o listă întreagă de lucruri pe care Domnul Iisus le-a făcut pentru bucuria care era pusă înainte. Această bucurie care îi era pusă înainte, când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer. Da, urma să moară, da, urma să învieze, da, urma să sfârșească lucrarea, misiunea pe care i-a încredințat-o Dumnezeu, dar după toate acestea urmează glorificare, proslăvire. Și în rugăciunea din Ioan 17, spune Domnul Iisus, ascultați cât de frumos, Ioan capitolul 17, spune așa Domnul Iisus în rugăciunea sa: și acum
Tată, și acum, Tată, proslăvește-mă la Tine însuți cu slava pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea. Pentru că se apropia momentul acela al proslăvirii, al glorificării, asta însemna că lucrarea Lui va fi dusă la bun sfârșit. Acestea sunt cuvintele pe care Luca le folosește pentru a introduce pasajul pe care l-am citit. Da, Domnul Iisus privea crucea, da, Domnul Iisus privea învierea, însă Domnul Iisus privea la momentul acela al glorificării, răsplătirea de după moarte, de după înviere. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Hotărât, decis, convins, sigur, ferm, categoric, determinat, fără îndoială, fără șovăire, fără ezitare. Sunt o sumedenie de sinonime pe care le putem folosi atunci când folosim această expresie hotărât. Și-a îndreptat fața hotărât, decis, ferm, convins, determinat. Nici o urmă de îndoială, nici o șovăire. Trebuie să meargă la Ierusalim și nu oricum. Și nu oricum. Domnul Iisus a mers de mai multe ori la Ierusalim în timpul vieții sale pe acest pământ, nu-i așa? De mai multe ori. Ne aducem aminte într-o împrejurare în Ioan capitolul 7, frații despre care spune acolo Ioan că nici frații lui nu credeau în el. Îi spun frații, auzi, aici în Galileea tu faci foarte multe minuni, du-te și fă-le și în Iudeea. Să vadă și ei, pentru că nimeni nu încearcă să ascundă lucrările acestea frumoase. Du-te și în Iudeea, fă aceste lucrări ca să vadă și ei. Nu-i spuneam aceste cuvinte din dragoste, din convingerea faptului că El este Mesia, El este Fiul lui Dumnezeu, că nu credeau în El. Răutăcioși chiar. Cu siguranță că știau de faptul că în Iudeea Domnul Iisus, făcând aceste lucruri, va intra sub lupa fariseilor și a cărturarilor și a elitei religioase și e posibil ca Domnul Iisus să aibă mari probleme din partea autorităților. Du-te și fă-le și acolo, să vadă și ei. Și apoi spune cuvântul că Domnul Iisus s-a suit la Ierusalim la sărbătoarea corturilor, dar știți cum spune cuvântul? Nu pe față, ci cam pe ascuns. Nu l-au văzut mulți. Pe ascuns, nu pe față. Acum însă, Domnul Iisus va merge la Ierusalim în fruntea unei mulțimi impresionante de pelerini. Și este imaginea pe care am studiat-o în această dimineață la școala duminicală. Mulțimi, mulțimi imense! Și Domnul Iisus merge în fruntea acestor mulțimi. Și-a îndreptat fața hotărât. Este o alegere benevolă, da? Este o decizie pe care o face în mod conștient, pe care o face în mod deliberat. Totul este planificat. Totul este după un timp, după un program, după un ceas divin, dumnezeiesc. Se apropie timpul, se apropie ceasul în care Domnul Iisus trebuia să fie glorificat, trebuia să fie proslăvit. Dar ca El să fie glorificat, ca El să fie proslăvit, lucrarea trebuia să fie terminată. Trebuia să moară și trebuia să învieze. Și El își îndreaptă fața hotărât să meargă la Ierusalim.
Am intitulat subiectul acestei meditații Hotărât să meargă la Ierusalim. Hotărât să meargă la Ierusalim. Patru gânduri, patru idei și sper să trec scurt prin fiecare. Prima idee, primul punct. Hotărât să sufere. Hotărât să sufere. Domnul Iisus Hristos știa ce l-așteaptă în Ierusalim. Da, vor fi ovații, da, vor fi flori, da, vor fi mulțimi care îi vor cânta osanale, însă știa Domnul Iisus foarte bine, foarte clar ce l-aștepta la Ierusalim. Suferință, o suferință de nedescris. Nimeni n-a suferit vreodată în toată istoria umanității cum a suferit Domnul Iisus. Luca, capitolul 18, 31 și 34, versetele, sau 31 la 34, ascultați, Luca 18, și sunt cuvintele Domnului Iisus. Iisus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis, iată că ne suim la Ierusalim, da, hotărât să meargă la Ierusalim. Și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini, căci va fi dat în mâna neamurilor, îl vor batjocori, îl vor ocărâ, îl vor scuipa și după ce îl vor bate cu nuiele, îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Aceasta îl aștepta pe Domnul Iisus la Ierusalim. Suferință. Și suferința aceasta a Domnului Iisus o putem împărți în trei nivele diferite de suferință. Este o suferință fizică, este o suferință psihică, emoțională și apoi este o suferință spirituală. Ceea ce șochează în mod neplăcut este suferința aceasta fizică, pentru că este de o brutalitate ieșită din comun, ci sunt câteva elemente pe care însuși Domnul Iisus le spune. Îl vor ocărâ, îl vor scuipa, îl vor batjocuri, vor smulge barba, îl vor pălmui, îl vor bate cu nuiele. Asta înseamnă mușchi, tendoane, carne, piele, totul sfâșiat, totul distrus. Și apoi îl vor omorâ, îl vor crucifica. Suferința fizică, când privești la suferința Domnului Iisus, e ceea ce șochează în mod neplăcut. Pentru că este o suferință vizibilă. Da? Vedem aceste lucruri. Ne sunt descrise cu amănunt în Cuvântul Sfânt. O suferință vizibilă, o suferință brutală, o suferință îngrozitoare. A suferit Domnul Iisus ceea ce au suferit și alții care treceau prin acest procedeu de execuție inventat de fenicieni, dar perfecționat de romani. Suferință fizică. Și noi știm că Domnul Iisus, în noaptea dinaintea arestării sale, el n-a dormit, n-a închis un ochi. Joi seara spre joi noaptea, Domnul Iisus împreună cu ucenicii sărbătoresc Paștele și apoi Paștele se transformă în cina cea de taină. Și apoi spune cuvântul că undeva după miezul nopții au mers în grădină cântând cântările, halelul mic, halelul male, psalmii care se cântau la sărbătoarea Paștelui, iar în Ghețimani, în timp ce ucenicii ce făceau? Dormeau, Domnul Iisus ce făcea? Se ruga. Și rugăciunea aceea a fost o rugăciune agonizantă, a fost o bătălie în rugăciune. Nu, Domnul Iisus n-a dormit, nu s-a odihnit. Și apoi, vineri dimineață, de la Ana, la Caiafa, și apoi înaintea lui Pilat, și urmează toată agonia, toată suferința aceasta prin care trebuia să treacă cel care urma să fie crucificat. Suferință fizică. O suferință brutală, o suferință groaznică, o suferință vizibilă, te izbește așa într-un mod neplăcut. Suferința
aceasta fizică a Domnului Iisus. Dar nivelul 2 al suferinței este o suferință psihică, o suferință emoțională, o suferință viscerală. Să știi că ai venit la poporul tău. Să știi că ai venit la ai tăi și ai venit la ai tăi cu cea mai frumoasă ofertă. Ai venit la ai tăi, ai venit la poporul tău cu gând să le faci bine, mult bine, să-i binecuvintezi, să-i vindeci, să le aduci pace cu Dumnezeu, să le aduci mântuire, eliberare din robia păcatului. Să știi că ai venit cu toate aceste lucruri la poporul tău, a venit la ai săi, spune Ioan, și ai săi nu l-au primit. Nu te doare lucrul acesta? Împăratul care vine la poporul său și poporul său care îi transmite următorul mesaj: nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Asta au spus practic evreii. Nu vrem. La moarte cu el. Nu doar că ai venit să faci bine și ai fost întâmpinat cu rău, nu doar că cei pe care ai vrut să-i ajuți acum îți doresc moartea, însă cei pe care cu adevărat i-ai ajutat, leproșii care au fost vindecați, orbii care acum văd, cei care sunt eliberați de duhuri necurate, ciungii, ologii, șchiopii, slăbănogii, cei care acum umblă, toți aceștia pe care cărora le-ai făcut atât de mult bine și aceștia să strige la moarte cu el. Nu te doare? O, e o suferință emoțională teribilă. Mai mult, grupul cel mai intim de colaboratori, cei 12. Să știi că în grupul acesta este unul care a umblat cu tine timp de 3 ani și jumătate, pe care tu l-ai ales, căruia i-ai dat foarte multe șanse de pocăință, de schimbare și care te va trăda, care te va vinde pe 30 de arginți. Cel care întinde cu mine în blid, acela mă va vinde. Și spune acolo în Psalmi: tu, prietenul meu, care locuiam într-o dulce părtășie, și tu te-ai ridicat împotriva mea. Nu doar că unul l-a vândut, l-a trădat în chip mișelesc, l-a vândut cu o... Ce spune Domnul Iisus lui Iuda în Ghețimani? Cu o sărutare? Atât de josnic ai putut să devii? Atât de josnic? Ceea ce e cel mai frumos, cel mai intim între doi prieteni. O sărutare pe obraz. Ăsta e semnul vânzării, trădării. Pe acela pe care îl voi săruta, pe acela să-l prindeți, pe acela să puneți mâna. Cu o sărutare vinzi tu pe Fiul Omului. Dar ceilalți din grupul cel mai intim, ce au făcut? I-au promis solemn că ei vor merge cu el până la... Știți, Petru vorbește: Doamne, mă duc cu tine până la moarte. Dar ne spune evanghelistul că toți ceilalți au spus același lucru. Unde-s ucenicii? Au fugit care? Care încotro? Voi bate păstorul și oile se vor risipi. Au fugit care încotro? Iar cel care a făcut public afirmația că va merge până la moarte, tot public, înaintea unui foc și a unei slujnice, ajunge să se lepede de Domnul Iisus cu blesteme și cu legăminte. Nu-l cunosc pe omul acesta. Și spune: în momentul acela a cântat cocoșul și Petru vede ce? Privirea Domnului Iisus. În aceeași curte erau amândoi.
Nu se poate să nu-L fi sfâșiat pe Domnul Iisus. Da, a suferit fizic enorm, dar a suferit și psihic, a suferit și emoțional enorm. Și apoi e o suferință spirituală, al treilea nivel al suferinței sale, o suferință spirituală. De ce spun aceasta? Pentru că în Ghețiman spune Domnul Iisus: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Ce simboliza paharul? Paharul simboliza păcatele noastre ale tuturora. Tot ce e mai urât, tot ce e mai josnic, tot ce e mai murdar, tot ce e mai scârbos, era acolo în paharul acela. Și Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, fără de păcat, spune Apostolul Pavel, pe El, pe Domnul Iisus, care n-a avut păcat, Dumnezeu l-a făcut? L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim ce? Neprihănirea lui Dumnezeu prin El. Domnul Iisus, ființa cea mai curată din tot universul acesta, să iei paharul și să-l bei. Să iei paharul și să-l golești. Tată, dacă e cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. O suferință așa cum n-a suferit nimeni vreodată. Și Isaia, evanghelistul Vechiului Testament, îl descrie pe Domnul Iisus în felul următor: om al durerii și obișnuit cu suferința. Noi ne obișnuim cu ce? Cu binele ne obișnuim, nu? El s-a obișnuit cu suferința. Hotărât să sufere. Știa Domnul Iisus ce l-așteaptă la Ierusalim? Sigur că știa. Sigur că știa. Le-a spus-o ucenicilor clar, direct, în față. El știa și totuși hotărât să meargă la Ierusalim. Hotărât să sufere. Doi. Hotărât să slujească. Hotărât să slujească. Și n-am să insist aici pentru că deja dumneavoastră ați amintit anumite pasaje la timpul de școală duminicală. Hotărât să slujească. Tot Isaia, în capitolul 42, îl prezintă pe Domnul Iisus ca fiind ce? Sau în ce postură îl prezintă pe Domnul Iisus? Cine își aduce aminte? Iată robul Domnului. Și spune acolo, e un verset pe care îl știm cu toții, El trestia frântă nu va zdrobi nici mucul care încă mai fumegă. Robul Domnului. Matei, capitolul 20, cu versetul 28, pentru că nici Fiul omului n-a venit ca să îi se slujească, ci ca El să slujească. El să slujească. Și Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 2, spune că a luat un chip de rob. A luat un chip de rob. Și ca rob, în seara aceea, în care Domnul Iisus stă la masă cu ucenicii în săptămâna mare, ia un lighean cu apă, ia ștergarul și ce face? Spală picioarele ucenicilor. El robul. El era rabi, învățătorul. Nu el trebuia să facă lucrul acesta, însă nici unul din ucenici, nu a spus foarte, foarte frumos, ucenicii erau preocupați de următoarea întrebare. Cine să fie cel mai? Dacă vine împărăția, atunci cine stă la stânga, cine stă la dreapta? Care ar fi ăștia? Probabil animozitate între ei, discuția aprinsă între ei. Pentru că tot în Matei spune Domnul Iisus, vă văd așa agitați, vă văd că vă certați. Ce-s vorbele astea între voi pe drum? Și n-au vrut să spună despre ce au vorbit. Știa Domnul Iisus. Și în final îi spun Domnul Iisus, păi vrem să știm cine e cel mai mare. Îi spune Domnul Iisus, nu asta a trebuit să vă preocupe pe voi, ci pe voi a trebuit să vă preocupe cine să fie cel mai mic.
pentru că cel mai mic, cel care slujește, acela este cel mai mare în împărăția lui Dumnezeu. Din perspectiva cerului, liderul cel mai mare e cel care slujește. De aceea și Domnul Iisus a venit ca slujitor. Și foarte frumos la Florii se vede această smerenie a Domnului Iisus, caracterul Domnului Iisus, călare pe un măgăruș. Smerenie, slujire, hotărât să slujească. A suferit și a slujit. Și prin slujirea sa, Domnul Iisus ne oferă nouă o pildă, un exemplu. Dacă vrem să fim mari, dacă vrem să avem influență, dacă vrem să avem un cuvânt de spus, să fim slujitorii celorlalți. Hotărât să sufere, hotărât să slujească, trei, hotărât să se supună voii Tatălui, hotărât să se supună voii Tatălui. În Ghețimani, da? Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Tată, mă supun voii tale. Și voia lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus era ca El, Domnul Iisus, să fie zdrobit. Ca o oaie pe care o duci la măcelărie. Să fie zdrobit, să moară, să-și dea viața. Evrei 10, versetul 5. Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi, tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat, apoi zice, iată-mă din nou, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Prin această voie, da, în ghilimele, am fost sfințiți noi și anume prin care a fost voia? Jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată și pentru totdeauna. Se supune Domnul Iisus voii Tatălui. Nu i-a fost ușor. Nu i-a fost ușor. I-a fost teribil de greu. Însă e hotărât să meargă la Ierusalim. Hotărât să se supună voii Tatălui. Și ne învață Domnul Iisus pe fiecare dintre noi că orice rugăciunea noastră pe care o înălțăm înaintea lui Dumnezeu trebuie să aibă în final aceste cuvinte. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Doamne, eu așa mă gândesc, eu așa doresc, eu așa sper, eu așa mi-am planificat. Doamne, eu așa am calculat. Doamne, eu așa am visat. Doamne, așa mi s-a spus. Doamne, așa vreau eu. Totuși, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Spunea cineva, aceasta este rugăciunea pe care Dumnezeu va asculta întotdeauna. 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 Hotărât să se supună voii Tatălui. Și voia Tatălui era ca El să fie mielul de jertfă. El să moară. El să ia asupra Lui păcatele noastre, fără de legile noastre ale tuturora. Și El să sufere. Într-o zi de Florii, ascultați-L pe Domnul Iisus. În ziua de Florii, Ioan capitolul 12, în ziua de Florii, acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Nu. Dar tocmai pentru aceasta am venit până în ceasul acesta. Voia ta, nu voia mea, să se facă, Doamne. Voia Tatălui. Și Domnul Iisus e hotărât să se supună voii Tatălui. Și apoi, al patrulea punct și ultimul punct, ultima idee. Hotărât să salveze ființa umană. Hotărât să salveze ființa umană.
hotărât să mă mântuiască pe tine și pe mine, hotărât să ne mântuiască pe noi din păcatele și fără de legile noastre. Se întâmplă ceva în pasajul pe care l-am citit. În drum spre Ierusalim au trecut printr-un sat al samaritenilor și samaritenii, auzind că vor să treacă prin satul lor, să meargă la Ierusalim, da, pe scurtătură, s-au împotrivit. Între evrei și samariteni nu sunt nici un fel de... nu sunt relații, da? Nicio legătură. S-au împotrivit. I-au gonit, i-au scos afară din satul acela. Iacov și Ioan, știți cum sunt numiți Iacov și Ioan în Scriptură? Fii cui? Fii tunetului. Dacă numești pe cineva, da, nickname, fiul tunetului, are un caracter așa, un temperament aprins, nu? Ăștia sunt fii tunetului. Vrei să, Doamne, vrei să... ne rugăm ca să se coboare foc din cer, așa cum a făcut Ilie, să-i mistuiască pe samaritenii aceștia păcătoși. Ce le spune Domnul Iisus? Voi nu știți de ce duc sunteți însuflețiți, voi nu știți ce vorbiți. Eu n-am venit să pierd pe nimeni. De ce am venit eu? Care-i scopul pentru care am venit eu? Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Însă tocmai aceasta n-au înțeles evrei, n-au înțeles iudeii, că Domnul Iisus a venit să mântuiască prin moartea și învierea Lui glorioasă. Ei au crezut că Domnul Iisus va mântui așa cum a mântuit David, așa cum a mântuit Iehu, așa cum a mântuit Iuda Macabeul, prin forța armelor. De aceea Domnul Iisus intră călare pe un măgăruș. Ar fi putut să intre călare pe un cal alb, nu? Dar intră călare pe un măgăruș. Saltă de bucurie fiica Sionului. Strigă de bucurie fiica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. El e neprihănit și biruitor. Care e a treia caracteristică? Smerit. Dai neprihănit, dai biruitor, dar și smerit. Nu prin forța armelor, călare pe un măgar, pe mânzul unei măgărițe. El a venit să salveze ființa umană nu pe calea armelor, ci prin moartea și învierea Lui glorioasă din morți. Ioan, capitolul 3. Ioan, capitolul 3. Dialogul pe care Domnul Iisus l-are cu Nicodim. Și, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Oare a înțeles Nicodim la ce se referă aici Domnul Iisus? Tot așa va trebui să fie înălțat și Fiul omului. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acum versetul de aur al Scripturii. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat la moarte, a dat la suferință, a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Și apoi 17. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. De aceea a venit Domnul Iisus în lumea noastră. N-a venit să judece. El e judecătorul și într-o zi va judeca. Însă acum 2000 de ani a venit Domnul Iisus ca să mântuiască. Și astăzi El este încă mântuitor, El este salvator, hotărât să salveze ființa umană. Într-o zi, acum 2000 de ani, Domnul Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Știa ce îl așteaptă la Ierusalim. Îl aștepta moarte, suferință,
mare necaz, mare încercare. Dar a fost hotărât să sufere, pentru că m-a iubit pe mine și te-a iubit pe tine. N-a suferit nimeni cum a suferit Domnul Iisus. A fost hotărât să slujească, să ne slujească, să ne ofere o pildă de slujire fiecăruia. Hotărât să se supună voii Tatălui și să mă învețe pe mine și pe tine, că și noi trebuie să avem în vedere același lucru, să ne supunem voii Tatălui. Spunea cineva, oamenii se împart în două mari categorii. Sunt unii care înalță pumnul spre cer, spre Dumnezeu, în mânie și se împotrivesc voii Tatălui. Și sunt alții care privesc spre cer cu seninătate și spun, Doamne, facă-se voia Ta în viața mea. Accept planul Tău, accept voia Ta. Să fim dintre aceștia care să ne supunem întotdeauna voii Tatălui, să fim preocupați de voia Domnului în viața noastră. Și apoi hotărât ca să salveze ființa umană. Hotărât să mă mântuiască, hotărât să te mântuiască. Luca 19 cu 10. Luca 19 cu 10. Contextul este Domnul Iisus în casa lui Zacheu. Și spune Domnul Iisus, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Pentru că și el este fiul lui Avram. Și apoi, concluzia, Luca 19 cu 10. Cine știe, versetul acesta pe de rost. Fiindcă fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Noi ăștia pierduții a venit să ne mântuiască Domnul Iisus. Hotărât să meargă la Ierusalim pentru mine și pentru tine. Acestea sunt gândurile pentru această dimineață și apropierea de masa Domnului. Suferința Domnului Iisus, moartea Domnului Iisus, decizia, hotărârea, faptul de a se supune voii lui Dumnezeu, toate din dragoste pentru mine și pentru tine. Ca noi să fim iertați, ca noi să fim mântuiți, ca noi să putem deveni copii de Dumnezeu. Ca noi, într-o duminică ca și aceasta, să ne putem apropia de masa Domnului. Numele Lui să fie slăvit și glorificat, astăzi și în veci. Amin.